Gedo ja, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17 pe Barbă Neagră. Suntem pe On The Hills, Acili Sham, și avem o grămadă de treabă de făcut pe harta asta și am cam neglijat-o un picuț în ultimul timp, așa că trebuie să revenim în acțion. Așa, hai să vedem puțin, Tel, care este statusul pe aici și ce trebuie să facem mai întâi. Vreau să știu în primul rând statusul la animale. Wow, ok, totul este super bine pe aici. Năisuleți de năisuleți și mai avem acum 2-5, ce avem pe ele? Porumb. Seriously? Avem porumb? Ok, 35 este recoltat, 14 l-am recoltat. Și eram la Biogas Plant cu Alin aici și trebuia să aplatizăm o grămadă de silici. Mai avem 2 și 5 de rezolvat acilișa. Hai, olecușă cu oleașam, să vedem care este statusul. Din câte știu eu, parcă Alin a terminat aici. Ia stai să vedem, mai e ceva. Ne-am chinuit o grămadă. Compacting 82%. Ok, mai trebuie un picuț să compactăm. Și el se chinuie acolo cu drăciuța. Eu o să vin cu remorca. Schimbăm lama. cu care? Nu știu cu care vrea. Nu știu ce e în regulă cu asta. Alin vrea să schimbăm lama. Cu ce din jos? Ok. Hai să vedem. Deci asta e lama. E la levers. Și eu am luat-o pe asta de la CSZ parcă. Și o luăm pe mes. Hai să o luăm pe asta. Așa. Bun, hai că am luat-o pe aia. La magazin. La magazin. Hai să vedem. Cred că s-a și dus-o ea. Da. S-a și dus-o ea. Hai să mergem să compactăm un picuț pacilișa. Avem o grămadă de compactat. Nu e neapărat nevoie să vedeți tot chat-ul. Vă spun eu ce zicem pe acile. Uite, Alin îmi zice mersi. Eu încerc să-i dau un smiley face, dar nu merge drăcia. Gata, acum am reușit, că nu văd nimic de volan. Hai să mergem să compactăm puțin. V-am spus, a durat fucking o grămadă să compactăm pe acilea. Și o să mai dureze un pic, pentru că nu e decât la 80% compactat. Și din păcate nu avem... Eu am încercat și cu combina, sincer. Da, am dus combina. Să iei pe aici, nu știu unde. Uite-mă combina acolo. Hai să încerc cu combina. Ia stai așa. Hai să mai compactăm un picuț cu combina. Combina mă gândesc eu că e un picuț mai grea și poate îmi este mai ușor. Mă rog, asta este ideea mea. nu știu dacă într-adevăr funcționează sau nu. Care e mai grea? Care credeți voi că e mai grea? Asta? Eu zice că asta, dar acum... Hai să luăm pe asta mare. Dar stai așa că aia mi se pare că se mișcă mai repede și aș face mai multe curse cu asta. Well, shit, nu știu ce să fac. Hai să luăm pe asta dacă tot o avem. Și să mergem să compactăm un picuț cu ea. Asta mi se pare mie că e mai flexibilă. O să ridic header-ul ca să nu avem probleme. Și avem aici compacting. E la 83% deja. Hai să întoarcem. Ia stai, am lovit eu cumva camera? Nu, e în regulă. Am aici webcam-ul fix în spate și se mai întâmplă că atunci când mă agit să dau un picuț. Hai că cu asta se compactează puțin, 84, hai un 85, te rog frumos, aici în spate cu ăla e nasolie mare. Ok, o să închidem că vreau să am o surpriză și pentru compactare trebuie pur și simplu să mergem în față și în spate, atâta tot. Asta e toată treaba. O, ce tare arată aici. Năisuleț. Toată jumate îngropată, ia uite-te. Asta e jumate îngropată acum, în silici. Ok, gata. Nu mai admir atâta. Trebuie neapărat pe aici să rezolvăm problema cu compactarea. Nici de cum prin partea cealaltă. Că pe partea cealaltă am văzut că e destul de drept. Eu am folosit combina până acum, am folosit cealaltă combina. Ce mă, s-a blocat? S-a blocat un pic. Cealaltă combina pentru a compacta și Alin s-a folosit de lamă pentru a împrăștia cât mai bine siligiu și, de fapt, pleava. Și să o nivelească un picuț, pentru că erau munți, dealuri de pleavă pe aici pe acolo, știi?
Și a trebuit cumva să egalăm toată treaba asta dacă pur și simplu ne-am fi folosit de combina. Și vă sugerez, dacă vreți să aplatizați cât mai repede și mai eficient, folosiți-vă de o combina. Au tracțiunea mai mare decât un tractor și chiar dacă luați un tractor, nu se compară o combina cu un tractor la greutate, știi? Asta fiind al doilea motiv. Și Alin a sosit, eu de la Cirișeam. Ce? 87% compacting, nice. Facem aici trebiță 88%, hai că nu încep spre 99. Spre 99, băieți. Avem aici 880 de mii de kilograme de pleavă. 880 de tone, mai exact. Altă viață, zice Alin. Îi place mai mult, dacă nimeresc, nu nimeresc. Îi place mai mult lama din joc. O să facem o grămadă de silici de aici și o să-l vindem foarte bine. O să apelăm, bineînțeles, la acele benzi rulante ca să vindem tot de aici. Nu merge altfel. Este mult prea multă cantitate pentru a face altfel. Hai să încercăm și pe aici, că eu aplatizez, dar Alin mută din nou și avem probleme. Shit, m-am blocat. Well, ia stai să punem header-ul jos, poate mă ajută într-un vreun fel. Cu spatele? Poate? Hai da? Nope, nu vrea. Nu vrea niciun fel. Faci! M-am blocat! Aha. Hai mă că reușesc cumva. Ia stai, poate pot să o fac așa, gen în spate, în față, în spate, în față, în față și în spate. Niop. Nu mai vrea. M-am blocat aici. Cealaltă combină funcționa mai bine, deci vă spun din experiență. Cealaltă mare mi se pare că e mai puternică și roțile ei sunt o lecușe mai mari. Hai, Lina, împingem-o și pe mine, mersic. Mersic, 90% compactarea. Și am și plecat. Gata, am scăpat. În regulă, în regulă. Hai că mai avem puțin, mai avem chiar atât de mult. Trebuie să terminăm neapărat aici compactarea, ca după aia să ne ocupăm și cu altceva, știi? Animalele sunt ok, dar trebuie să facem compactarea ca să lăsăm să se fermenteze, ca după aia să avem și noi o surpriză frumoșică și să vindem tot ce avem aici, să facem o groază de bani. 91. Hai și un pic în partea asta. Nu mai intru cu totul. Nu mai intru, uite, deja m-am blocat un picuț. Hai să o luăm așa. Poate e bine dacă luăm cealaltă combina. Ia mă, băiți, hai să mergem să luăm cealaltă combina. Hai să mergem. Ce avem de pierdut? N-avem nimic de pierdut. Ia. Hai să băgăm aici. Băgăm lângă cealaltă. Aie. În regulă. Hai-ți! Hai în cealaltă mare. Holy shit, țineți-vă bine. Ia-o tot, tati. Asta are roțile mai mari, mă. Ia uite și tu, asta se vede clar care are roțile. Cu asta am încredere să intru pe aici. Ia să văd eu la cât e compactarea. 93, hai că nu mai avem mult. Nu mai avem așa mult. Treci! Nu te bloca! Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Te-ai blocat? S-a blocat. Hai da, boss. Hai da, boss! Nu, o scot. Vă spun că o scot. Hai da! Oh! Hai da! No, tot așa. În față! Nu mai vreau. Nu mai vrea. Parcă urcă un pic așa, da. Parcă ar vrea un picuț în față, dar nu prea mult. Nope. Nu vrea nici așa. Ia uite puțanii ce am pățit. Hai mă, parcă se mișcă un picuț. E aici dâmbul ăsta și m-am proptit cu chestiunea de cuplaj din față. Fix în el. Nu mai vrea, nu vrea așa. Uite. Ia ușor. Na, ușor nu vrea nici de cum. No, încerc să rotesc ușor roțile ca să nu dea în gol. Dar degeaba. Aici nu e ca în realitate, aici trebuie să-i dai tare. Ah! Bă, nu merge! Oh my god! Fuck it. Fuck it, mă duc să-l împing cu ceva.
Vin cu un tractor și am un pistol. Mamă, ce a făcut Alina aici, dita mai dâmbu. Stai, mă, că luăm John Deere-ul, fraților. Luăm John Deere-ul, tati. Ia uite-l. Unde ești, Alina, să nu dau în tine? Ala-i, tati. Hai să luăm pe aici. Sus, baby! Sus! Oh! Putere, power! Power all the way! Hai da! Hai da! Power! Cred că e ok acum, mai asta să vedem. Bagă. Ăla-i mă nene, mă. Ăla-i mă nene, mă. Hai că a mers. Yeah, baby. A funcționat. John Deere the power. Stai mă, la ce era? Era ceva. Bahnhof. A, lasă că mai luat eu, ți-a făcut Bahnhof-ul. Am o să o luăm pe acile așa frumos. Hoiți! Asta-i tati John Deere the power. Within. Hai să-l ducem înapoi pe ăsta. Nu te bloca, nene, și tu. No, cu John Deere-ul parcă ies mai rapid, nu știu de ce. Orice mai micuț, ori habar nu am. Să mergem rapid și sărim pe aici. Oh, shit. Damn. Hai să intrăm colea, așa. Și mă voi teleporta acolea. Că vreau din nou cu acrosul. La cât avem, fraților, asta? La cât e? Zii! 96! Hai că mai avem puțin, mai avem puțin! Just a little bit! Oh, 95-96, scăzuse la un moment dat. Trebuie să mai trecem pe acolo, pe la Alin. Asta e beleaua mea. Că colea... Oh, e cam greu. Cam greu spacilea cu compactarea. Da, aici e dita mai dealo. 96... Pot să fac mare brânză cu alea. Iar mă blochez, să vedeți voi. 97, ok, ok, fac ceva bine, văd. Hai da. Hai da. Nope, nu vrea. Aici iar m-am blocat. O, trească familia. Nu cred. Nu mai e, sunt dâmburile prea mari pentru combina asta. Pur și simplu nu este ok aici. Așa că o să iau din nou John Deere-ul și încerc să mă deblochez. Foarte, foarte nașpețele. Așa. O să o împing din partea asta. Hai de tare! Așa, baby! Uite ce o duc, ea. Cu ea, mă, cu ea presez. 98. Yeah, nice. Stai. Stai să ies cu asta. Stai să ies cu combina și o ducem pe asta... Pe tușe, op, am mișcat camera. Mișcat camera rău? Nu, no, am mișcat-o, ok. Hai să o luăm invers dacă pot. Stai așa pe lângă John Deere. Ala-i tati. Hai da, l-am agățat puțin tel. Dar cumva, vedeți voi, trebuie să-mi iei avânt aici. 99, bă. Facem ceva aici. 98 acum. Stai așa. Stai așa. Oh shit, vine Alin, vine Alin cu lama. Cum întorc eu? Hai da, boss. Nu merge. Trebuie să scot combina de aici. Pe spate nu are tractorul atât de multă putere. Oh! Precum are pe față, dar are tracțiune, văd. Hai, împinge-o John Deere-ule. Hai, JD-ule, hai! Zii! Zii! The power within! Yeah, baby, ia uite ce-o dă, nebunu! Oh my god! Bă, e puternic, mă, John Deere-ul ăsta. Nice! Ok, awesome. E la 99%. Hai să fac o trecere și deja cred că o să facem. Asta e. Pac, dăm pe air, ala-i tati. Naisuleț. Restul le punem pe cealaltă parte. Ce? What happened? What happened? It's very good, it's very good. Punem și cealaltă parte, că aici avem foarte multă. Deja e super, super mega greu. De aplatizat. Așa, bă. Păi? Why? Ce mai avem de făcut? Mai era limpe aici? Stai așa, Calin nu e fericit. Eu sunt super fericit că am scăpat de treaba asta. Ah, mai
mai avei aici? Mai abei. Punem în cealaltă parte. A, nu știu că mai are în lamă. Când v-ați zis 100%, go, go, go! Go, go, go! N-are nimic, punem în cealaltă parte. Nu-i mai, cât avea acolo? Ai un pic în lamă. N-avea chiar atât de mult. Așa, avem John Deere-ul ăsta, am remorca, trebuie să mergem cu, dar nu cu asta. Am să fac o grămadă mai mare. Păi de ce, man? Stai așa. Avem două buncăre. Păi da. Deja e prea mult în ăla și ne e super greu după aia să aplatizăm. Și vă sugerez și vouă, dacă faceți așa, împărțiți cât mai egal. Ha! Alin nu e fericit că am pus eu pătura peste. Păi de ce? Asta era scopul doar. Să fie 100%. Să punem pătura. What the fuck, man? What the fuck? What the hell? Hai să luăm și pe asta. Și astea vor trebui mutate pe cealaltă două terenuri. Dar o să folosesc modul Follow Me. Așa. Pe care luăm noi prima dată? Cred că mai bine merg cu remorca. Și după aia. Da, cred că mai bine merg cu remorca. Cu combina, pardon. Și după aia cu remorca după. Da, cred că e mult mai ok așa. Așa. Și pe asta trebuie să-l pun prin Follow Me. Ala-i. No, bun. Un picuț mai în față. 5. Nu. Dăm pe 15, nici 20, dar nici 5 în niciun caz. Hai pe cealaltă terenuri. Let's go. O să conducem de la volan, că îmi place mai mult așa. Stingem helper că nu ne mai trebuie. Și mergem pe cealaltă. Combina cealaltă, faptul că stai aici nu e neapărat o problemă. Dar în momentul ăsta de față ne mai trebuie. Ne trebuie doar combina asta ca să recoltăm porumbul. Hai, dar sper să nu se pună bariera peste John Deere. Atâta tot. S-a pus? Nope, nu s-a pus. Nice. S-a blocat? Nope, încă nu. Încă nu. Stai așa să iau pe partea asta. Ca să-i oferim John Deere-ului un drum fără primejdii. Hai că ok, avem o mașină. Faci, am o mașină între mine și John Deere. Ce fac în situația asta? Cum Dumnezeului s-a băgat o mașină între mine și John Deere? Nu înțeleg. What the fuck? Asta este cel mai ciudat lucru ever. Nu mi s-a întâmplat nici acum. Nu mi s-a întâmplat niciodată ca o mașină să intre între mine și cel care mă urmărește. That's fucked up. Asta chiar e mega ciudat. Tot încoace vine, nu e la stânga, nu e la dreapta? Prietenii, ești cam prins acolo, mi se pare. Ok. Să urcăm, hai să urcăm pe aici, pe sus. Și mi se pare că primul teren chiar aici este. Uite, ăsta este doiul. E tercoleaș. Perfect. Și avem și noi combina și remorca pregătită, acilișa, pentru întoarcere. Ala e. Așa. Remorca, îi dăm un Desactivation, Life is your creation. Nice. Și avem combina care trebuie să o punem. Cred că pe asta o să iau circular. Deci și pe cealaltă terenuri? Da. Am adus eu combina și remorca. Așa, hai să deschidem header-ul. Pac. Te bagi la combina sau tractor. Hai să vedem ce vrea Alin să facă. Le-am pe ambele aici. Și iuta de trecută parcă am dat cu combina. Lucrător automat. Nu avem chiar atât de mult. Ok. Nu prea avem atât de mult, da? Fine. Ok. Hai să punem lucrător automat. Control H. Băgăm acilișa. Nope, nu dăm încă pe helper, vreau să fie circular. Vreau să vedem dacă putem să luăm circular pe asta.
No, 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 no. Ce mă, n-am eu helperul? Cred că n-am ăla instalat. Ha. Da, n-am... Yep. Nu am ăsta instalat. Cred. Da, n-am helperul instalat. Ce chestie? Parcă l-aveam. Ha. Ok. 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 O să-l pun atunci, o să-l pun din partea cealaltă. Că din partea cealaltă parcă funcționează mai bine. Uite așa. Da, foarte, foarte mega ciudat. Mă așteptam să mi ai helper-ul instalat. Aparent pe harta asta nu l-am instalat. Ia. Yeah. Nu, no, stai că o ia strâmb. O ia strâmb? Nu pare să ia strâmb. Pe harta asta o ia strâmb helper-ul, așa că trebuie să fiu puțin atent să vă pun de o ia. Acum pare să fie destul de drept, acum. Da, pare destul de drept. Noi aici dăm de obicei helper-ul cu GPS-ul, ca să nu avem probleme, dar și acum pare destul de ok. Oricum, cred că de aici strângem decât o remorcă sau, hai, maxim o remorcă jumate, ceva de genul. Alina, 23% deja? Wow, ok. O să-l aștept și eu pe aici, cu John Deere-ul meu. Este ora 6.43 în joc, nu înțeleg de ce timpul este dat pe 15, dar asta este, o să jucăm puțin pe apus. Sunt curios dacă se descurcă helper-ul la marginea terenului acolo. Ia. Yeah. Tare curios sunt să vedem, ia. Yeah. A? A întors? Aici e o propastie, de asta zic. Aici e o fucking propastie. Supraveghem. Bă, pare să se fi descurcat destul de bine. Da. Yep, pare bine. Ok, Alina 34, cred că... încă... Una, două, cred că încă 3... Poate, da, cred că încă 3 treceri de-astea și după aia vine rândul nostru să încărcăm. O să-l pun puțin tel pe tușe, deocamdată. Hai să vedem ce utilaje mai avem la biogas plant și dacă trebuie să aducem pe una din ele acasă. Aici o să ne trebuiască și o cupă și avem aici un tractor Ford și avem acest combin mare, man, combin mare. Aș putea să las combina aici, dar nu o las. Fordul. Să iau Fordul cu mine? Știi ce? Hai să lăsăm Fordul și hai să luăm decât combina. Alina la 64%. Când o să fie la un 80%, 85% așa, o să mă teleportez și un John Deere și o să descărcăm combina. Dar până atunci, hai să punem pe asta la loc. Eu am luat-o doar ca să aplatizez acolo un pic, o să atâta tot. Asta era ideea. Da, așa. Hoiți. Gat. Nu știu, volanul la combina merge ciudat. Parcă se învârte mai puțin decât ăsta, dar... Cred că e din cauza că el e mic acolo. N-am idee, dar bănuiesc că din cauza asta e. O să aprind și eu luminile. Așa. Pentru că avem gabarit de pășit, băgăm și girofarul. Și se vede aici. Nice. Și o ducem să-l parcăm acasă, ca să știm după aia de unde să luăm. Nu știu exact ce vom planta de acum încolo. Poate niște canola sau poate niște soia, că n-am mai plantat de ceva vreme. Dar după aia, vă dați seama, trebuie să ne ținem foarte, foarte bine la silici. O să pun combina pe tușe și ne pregătim cu John Deere-ul. Așa, unde am pus eu John Deere-ul? Ar trebui să fie pe acelișa. E enteros. Ok. Hai să mergem. Alinie la 95. Combina aia întoarce. Și întoarce și Alinie. Ok. Mă gândeam că poate pleacă cu 95%, dar nu. Hai să luăm și noi ușurel în spatele lui. Când va fi el 100%, ca să nu facem combina să se oprească. Mergem așa ușor, ca o pisică în spate. Ușurel. Am și o 3% ceaf. Nu știu de unde. Pleavă. Abar nu am. O fi trecut combina pe lângă mine atunci. Ala e. Let's go.
Așa, o să aprind luminile și aici. Ca să avem lumini frumoșel. Uite cum arată. John Deere-ul ăsta este luminos, frate. Luminos de luminos. Op, mai aproape, mai aproape. Nasul că terenul este foarte mic și avem o grămadă, o grămadă de întoarceri și chestia asta te face să faci multe manevre și te încetinește până la urmă, știi? Așa, mai bine merg așa cu combina un picuț în stânga ca să o văd. Așa pot să-mi păstrez distanța cel mai bine față de ea. În regulă, hai să vedem aici. Cât spațiu vrea ea. Încă una, ala-i dat-i. Ok, o să mă duc și o să-mi iau avânt. Așa, foarte bine că am venit pe aici. Și ne încadrăm când combina e dreaptă. Hai, da. Asta e. O incomodez? Nu, no, mă dau cu spatele ușor. Și n-am atins-o. Nice, hai că am încadrat-o superb. Absolut superb. Și mergem așa. Suntem foarte, foarte bine sunt cadrați. Așa să ne orientăm și noi frumos. Și să avem un unghi al camerei. Cinematic, măi, cinematic. Și mergem așa, încă o domnișoară. Văd că conduce Dita mai combina. Eu sunt la 33%. Mă omoară întoarcerile. Deci astea te încetinesc cel mai mult. Poate nu e atât de rău, pentru că îi dă timp lui Alin să se ducă la biogas și să descarce pleava. Dar per total, așa, întoarcele ne încetinesc mult de tot. Dacă aș fi avut ei helper, o băgam pe rotund și poate ar fi fost mai bine. Dar, hei, măcar așa evităm lag spike-urile, știi? Așa, aici un picuț. Ala-i tati. Hai să mergem în față. Se opacilea. Hoiți! V-am spus că aici este o prăpastie. E un canal, să fiu mai exact. Nu? No, vine până la mine? Nu, no, n-a venit până la mine. Nice. Ok, 50%. Schimbăm camera. Și acum suntem pe fază. Nu am cruise control, țin viteza doar din pedală. De când cu pedalele, deci mi-e foarte ușor să țin viteza. Dacă vă uitați în dreapta jos, am un 9, acum 10, hop, 12. Dar mi-e ușor să țin o viteză constantă atunci când am pedale. O să țin 10. Și asta este 10 și 9. Acum e un 9 jumate merge așa combina, pentru că merge la deal. Ea are destul de multă putere, dar nu este un 10 constant. Dacă aș pune 10 constant, aș lua-o puțintel în fața ei. Așa că un 9, un 10 mai schimbă un pic. Suntem la 75%. Mai trebuie decât o trecere și gata. Aici întecetinim o lecușă și merg după aia să întorc pe partea cealaltă. Hai, încă puțin. Ala-i tati. Frumușel. Uite așa. Hop. Să nu-i creăm aici impediment combinei. Și acum lângă ea. Mamă, ce frumos am pus remorca. Hai, combino, te aștept. Nu ia? Ba da, a luat-o. Perfect, dar combina nu aprinde luminile? Combina nu-i setat, ar trebui să aprindă și ea luminile. Că e totuși cam întuneric așa o lecușă pentru munci de-astea. 90%, da, cred că m-am umplut până jos, 92%. Ok, ok, 94%, da, cu siguranță m-am umplut până jos. Aline în spate, așteaptă și 98%. 99 și am plecat. 100%. Hai să mergem la biogas să descărcăm. Pac. O luăm o stânga. Ne grăbim. Calina acolo trebuie să se umple. Așa că trebuie să facem cât mai rapid cu putință. Aici e bine dacă știi drumul. Aici intervine cunoștințele, știi? Așa, mă, nene, mă, frumoșel. Văd că nici traficul nu și-a aprins lumine. Băi, aprinde-mă lumine, bă! Prinde lumine, boss! Prinde lumine! Chiar acum, în seara asta, tocmai înainte să înregistrez, la mine aici era ora 9 și e seara, adică e întuneric, știi? Și pentru că în oraș e foarte lumină, foarte multă lumină, am văzut pe cineva, adică dacă pleci cu mașina dintr-o parcare din oraș, așa, mai din centru,
e mai... Poți să uiți, poți să uiți că ai lumina, că nu ai farurile aprinse, știi? Pentru că e foarte luminos. Bă, o să-i dau control E și mergem așa ușurel. Și am văzut pe cineva fără farul, știi? Fără farurile aprinse. Și zic, bă, ești nebun, l-am claxonat o lecușă așa, dar nu cred că s-a prins omul, care-i treaba. N-am idee. Bă, merge treaba asta, ce-o fac eu aici? Nu știu dacă merge. Încerc să țin un 2 constant, s-ar putea să fie prea rapid totuși. Nu mă așteptam să fie atât de mult ceaf. Dar chiar e mult ceaf. Oh, nu, mai mult, bagă viteză. Ah, n-am reușit să o țin aici spre final constantă. Încă 2 tone. Ala a fost. În regulă avem 39-40% ialin încărcat. Profit de întorcerile alea, care o să-i mănânce o grămadă de timp. Și o să merg ușurel. Respect limita de viteză, frumușel. Respectăm aici prioritățile. Avem și cu semnal și cu de toate. Ne permitem. Aveam 255.000 de euro în joc pe harta asta. Și... putem să calculăm, putem să estimăm practic cât o să luăm pe silici. Nu știu exact cu cât se vinde siligiu, dar când o să se termine de fermentat, o să ne facem așa un calcul rapid să vedem cam cât am luat pe silici. Dar țineți cont că o să se mai ducă niște bani și pe treburile astea, precum benzile, știu, o să avem niște benzi dale transportoare și trebuie și alea închiriate, știi. Și aici 9% alin. Aș putea să stau pe aici, dar continuăm data viitoare. Sper că v-a plăcut episodul ăsta și data viitoare continuăm cu trenul ăsta, că trebuie să recoltate, musai. Dar până atunci, v-am salutat!